Salut! A venit toamna și este timpul să începem tratamentele pentru pomi. Voi face alături de tratamentele la pomi și un tratament la căpșuni. De ce? Pentru că începe să plouă și urmată de zile cu soare intens, cu căldură intensă. Este mediul prielnic pentru fungi să se dezvolte. Așa că trebuie să aplicăm preventiv tratamente. Haideți să cumpărăm, să achiziționăm produsele pentru tratament, produsele fitosanitare, după care să mergem în grădină să executăm lucrarea. Scoare și... Una. Cât e unul? 6,50 lei. Una și zeamă bordeleză sau cupral? Zeamă bordeleză la 6 lei. Da. Tot una, da? Două. Astăzi, în 8 litri de apă, vom dizolva un plic de 50 de grame de zeamă bordeleză. S-a fisurat tija de la pompă, așa că trebuie să o tai de acolo de unde este fisurată. Bun. După ce am tăiat-o, o pilesc puțin. Am îndepărtat bavurile și acum o montăm la loc. Punem piulița, șaiba și garnitura. Acestea fiind montate, mergem acum să o montăm la pompă. Le-am montat, ne asigurăm că toate vin așa cum trebuie. Și montajul este gata. Mergem la stropit. Este foarte important ca baza, coletul să fie bine protejat prin îmbăiere. Îmbăiem și frunzele, dar acestea nu sunt atât de importante pentru că oricum, pe durata iernii, ele vor dispare. Se vor veșteji și vor cădea. Dar ceea ce ne interesează este baza, coletul. Acolo unde se află mugurele central, care va genera o nouă plantă în primăvară. Acesta este important să fie bine dezinfectat pentru ca fungii să nu se dezvolte în această perioadă de toamnă-iarnă. Și pentru a putea ca în primăvară să avem din nou o recoltă bună de căpșuni.
Deși soiul meu de căpșuni El Santa nu este un soi remontant, am o surpriză pentru voi. Am mai produs o căpșunică. O voi lăsa aici. Să facem o îmbăiere totală a pomului de la bază până sus. Astfel încât nicio parte să nu rămână netratată cu substanță. Tratamentul din abundență asigură o peliculă pe întreaga suprafață a frunzelor cât și a scoarței și astfel se vor elimina fungii care se dezvoltă în această perioadă. Și trunchiul este foarte important să fie bine îmbăiat. Poate vă veți întreba, și în mod justificat vă spun această întrebare, de ce să mai stropesc acești pomi care acum nu mai au frunze? Pentru ce? Ce rost mai are să mai fac tratamentul? Este foarte important acest tratament de toamnă, precum și tratamentele de iarnă și primăvară, pentru că prin tratament se asigură protecția cojii, a mugurilor și astfel împiedicăm dezvoltarea și proliferarea și transmiterea mai departe a fungilor. Dacă facem această operațiune corect, din abundență, prin îmbăiere, o cantitate foarte mare de fungi va fi distrusă, iar focarul de primăvară va fi mult mai mic. Poate chiar deloc. Cu cât executăm mai multe tratamente, cu atât șansele noastre de a avea pomi sănătoși sunt mult mai mari. Așa că nu vă zgârciți și nu renunțați la a efectua tratamentele de toamnă-iarnă. Sunt foarte importante pentru sănătatea pomilor noștri, mai ales a celor tineri, care în această perioadă își dezvoltă mugurii de rod și mugurii vegetativi. Aplicăm același tratament și la tufele de cătină. Și ele au nevoie de protecție împotriva fungilor. Aplicăm o îmbăiere totală, de sus până jos. Același tratament cu zeamă bordeleză îl aplicăm prin îmbăiere din abundență și tufelor de agriș, în general tuturor arbuștilor fructiferi din grădină. Căutăm să inundăm, să udăm bine rădăcina tulpina plantei. Vița de vie tânără are nevoie și ea de protecție împotriva fungilor, așa că executăm o îmbăiere din belșug a tuturor părților
mai ales la bază. Suntem în data de 20 septembrie, în prim calendar de toamnă-iarnă. Așa că este nevoie ca în această perioadă să executăm toate stropirile necesare atât în livada noastră, cât și în vița de vie, precum și în căpșuni. Fungii se dezvoltă, începe să crească gradul de umiditate, încep să apară ploile, dar căldura încă persistă. Așa că alternanța dintre zilele cu ploaie și zilele călduroase creează un mediu foarte prolific pentru fungi. Trebuie să facem tratamente. Tratamente ușoare cu produse de contact, cum este zeama bordeleză, în general produsele pe bază de cupru, sau tratamente sistemice. Eu astăzi am făcut un tratament cu produse de contact, cu zeamă bordeleză, urmând ca, în funcție de evoluția vremii, în luna noiembrie, până încep înghețurile de iarnă, să mai efectuez încă un tratament, de data aceasta, cu un produs sistemic. Voi folosi atunci score. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru vizionare. Până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!